Despre IGPR, ce să vă spun? Acolo a fost o încrengătură, asociația i-a chemat, le-a făcut plângere penală, a trebuit să știe cetățenii României, asociația a făcut plângere penală domnului Chestor, care acum este secretar de stat, Bogdan Despescu, da? Am fost, cum să spun, amenințați și eu ca președinte pus pe drumul să vin la nu știu ce poliție de sector aici ca să dau declarații și așa mai departe, că știți cum e. Așa se întâmplă, intimidați, ca să spun, nu amenințați, intimidați, da? Și asociația a renunțat, urmând să rezolve problema cu domnul Chestor Despescu și cu cine era domnul... plecase marele domn comisar Popescu, renumitul comisar Popescu de la Centrul Național de Arest și era domnul Iaru, un domn Iaru, noi avem un răspuns că nu ne mai dă voie pentru că n-au nevoie de... Între timp, asociația a făcut cercetări, domnul Despescu a fost subordonatul tatălui domnului Iaru, bă, domnul Iaru l-au adus la București ca să ocupe această funcție. Mă rog, asta le știe serviciul juridic și nu mă interesează. Dar odată și odată trebuie să se află. Trebuie să se află. Așa că, domnule Despescu, mie nu e frică de tine. Mai ales că dețin și conturile tale din străinătate. Da? Cred că ai face cel mai bine să dai ordin, să se respecte legislația și să reprimim semnarea protocolului cu IGPR-ul. Atenție, domnule Despescu. Atenție, domnul Iaru, că nu mai știu pe unde sunteți, dar va fi foarte grav. Dumneavoastră veți rămâne în istoria României ca niște trădători de țară. Mulțumesc. Da. Deci cam asta. Astea sunt obiectivele primordiale ale asociației, ale direcției juridice din cadrul asociației, pe care sperăm să le îndeplinim și cu brio o să... Deci, domnul director, vă spun că anul acesta, în ciuda pandemiei, vom avea, departamentul juridic va avea foarte multă de muncă, inclusiv la agenția de... în special la agenția din Anglia. Sunt foarte multe cazuri acolo. O să lucrați cu șeful agenției care a fost avocat stabilit, român stabilit acolo de 15 ani și trebuie să rezolvăm proiectul cetățenilor români. Cu mare drag. Vă mulțumesc mult și mă bucur că v-am revăzut.